Salutare boșilor, salutare și bine ați revenit la un nou gameplay din FS19 pe ferma mea, bineînțeles. Ei boșilor, continuăm seria noastră, mai avem câteva treceri și terminăm și noi acest teren de recoltat. Bineînțeles că acum avem niște paie pe aici, pe paie niște pe partea cealaltă și am pus combina asta pur și simplu și am zis că băi, cred că va ajunge să nu mai trebuiască să mai facem paie, pentru că o să iasă foarte, foarte multe. Așa voi face și în partea cealaltă. Dacă vedeți voi acolo la îndepărtare, după combina albastră, avem acea rabă cu tractorul care am încărcat câțiva baloți. Nu foarte mulți, dar sunt acolo. Imediat o să mă duc să mai încărcăm ceva și o să trebuiască să ne ducem să descărcăm. Ce mai trebuie făcut este să ne ducem la vaci, să ducem niște paie. Vă aduceți aminte din episodul trecut că am început să ne chinuim și până la urmă chiar nu am făcut nimica, așa că de data asta, asta vom face. Am pus combina asta verde în momentul de față să nu mai facă paie și cred că și combina asta voi pune același lucru, să nu mai facem paie, pentru că deja avem foarte, foarte multe. Văd că iar aici a lăsat puțin combina. Nu știu de ce lasă parcele. O să las aici treaba asta. Știi ce? Hai să închidem și să facem noi... Stai să ne oprim. Să oprim noi să nu mai facem paie. Pentru că oricum o să ne iasă foarte, foarte, foarte multe paie. Asta este. Acum, din raiul ăsta sau ce semințe o fi ăsta, ce recoltă o fi, în momentul de față văd că combina o are încă 800, 7, 5, 4, 3, 2, 1. I-am dat cu H-ul. El o să, ia, o să se ducă și în momentul de față noi aici până avem 33 de tone. Și bineînțeles, unde eram ăla pe aici? Aici noi mai avem încă 82 de tone. Deci avem la tone să ne punem în cap. Acum, m-am băgat, uitați-vă și voi. Deci am luat de aici, de acolo, până aici doar baloții. Și cam ăștia sunt baloții care am încărcat în momentul de față în această rabă. Deci avem 2, 4, 6, 8 și cu 1 de sus, 9 baloți în momentul de față. Dar bineînțeles că trebuie să ne mai băgăm puțin de el, nu? Adică, na, trebuie să facem mai multă treabă. Am zis că, băi, hai să ne băgăm pe și noi pe ceva mai așa, mai dacă tot jucăm cât de cât roleplay, de ce să nu jucăm noi cu... Să le facem noi, să nu venim cu o... să nu venim noi cu remorcă sau ceva autoload să mini le ia direct, pentru că am jucat întotdeauna. Am zis că de data asta cred că este mult mai ok să jucăm așa. Într-adevăr este mai greu. Wow, deja remorca, combina este aproape plină. Ok, bun. Sperăm să nu dea în ăla. Ia să vedem. Punem jos uleanul. Cred că este ok aici. Nu am pus-o eu dreaptă, dar hai că este ok. Bun, hai să mergem mai în față. Vreau să termin urgent acest teren, dar urgent, pentru că avem și terenul celălalt în care trebuie deja recoltat și este cam nasol. Ia uite, deja combina, nu știu, s-a umplut sau, da, combina verde deja este umplută. Este 100%. Așa că trebuie să mergem din nou să o descărcăm. Așa că în episodul ăsta cam așa facem. Adică ne vom băga noi cu baloții. Cred că o să mai pun. Problema este că nu știu dacă mai merge. O să încerc să mai pun încă un balot peste ăștia. Și cred că nu știu dacă ar mai merge. Adică totuși îl văd deja prea, prea. Hai să dăm noi, să punem ăsta în jos. Ia să vedem, ar trebui să-l dăm totuși mai în dreapta. Nu, este destul de ok. Up. Dăm puțin în spate. Punem ăsta frumușelus. Și pac, gata. Am terminat și partea asta. Așa frumușelus, mă, vedeți? Voi credeți că nu mă descurc?
Încet, încet ne descurcăm. Îmi place foarte mult UTB-ul ăsta care mi l-a făcut cadou străbunicul. Așa că uite că îl folosim. Chiar este de folosit. Într-adevăr, trebuie să îi mai băgăm noi niște motorină. Văd că și a doua remorcă, ca a doua combina este deja încărcată. Așa că cred că o să mai punem balotul ăsta ultim. Opa, asta e, așa că trebuia să dau mai în jos. Cred că este ok acum. Da. Nu trebuie neapărat să iau pe drept, pentru că oricum îi așez acolo frumos, pac, pac, și gata. Wow! Ok. Am avut mare viteză, nu l-am avut nici drept, nu l-am luat nici mai de jos, cum ar trebui să-l iau, așa că era normal să cadă. De data asta nu o să mai cadă, zic eu. Bă, e fain rău de tot, iau ce mișto aici cu balotul, una, alta. Gândiți-vă că acum noi punem în raba asta baloții ăștia, dar când vom ajunge la treabă, adică gen la treabă, când vom ajunge să-i depozităm, opa, să-i depozităm în fermă, cred că trebuie să facem același lucru. Nu știu dacă... merge, mă? Da, l-am pus bine. E ok. Hai să-l oprim și hai să mergem acum la... Hai să ne teleportăm, ce să mai că este cam mult de făcut altfel. Văd că mai avem aici o părticică. Aici cred că o să mai treacă de vreo 3 ori, ceva de genul. Mai avem în față, din câte mi-aduc aminte, încă o părticică mică de recoltat și pe partea din stânga încă o bucățică. Nu știu de ce îmi face treaba asta. Probabil să fie și de la combine sau probabil să fie și de la teren. Așa că nu este nicio problemă. Așa, tăticuleanu, vezi, facem noi treabă frumoșeală pe aici, frumoșeală. Mă gândeam la, eu acum dacă totul fac manual să încarc acea rabă, când vom ajunge în fermă unde avem... acel acel mod, da, care vine cu hard cu tot, unde putem să depozităm noi paleții de, adică baloți de paie. Nu știu dacă mi-l va lua automat sau va trebui cumva să vin cu UTB-ul, gata, să plecăm. Sau va trebui să vin cumva cu UTB-ul și să descarc iar manual. Asta nu mai știu. Dar vedem, sperăm să nu trebuiască să fac din nou manual, pentru că altfel voi lucra de două ori. Asta este. Bun, știi ce? Hai să mergem pe UTB-ul, că toți sunt aici. Mergem puțin mai încolo. Aici avem unul și cred că pe aici, pe undeva, o să lăsăm, hai să-l oprim în momentul de față, să nu consume baterie. Adică nu baterie, ci motorină. Și hai să luăm raba asta, frumușelus, așa, punem chingile că văd că merg. Ceea ce este ok. Ăsta nu prea-mi place din partea asta. E ca și cum ar cădea. Nu știu. Vedem. Așa. Și aici în spate cred că o să mai intre un balot sau doi. Nu o să intre pe lungime, ci o să îl pun din partea asta. Adică o să-l punem invers. Nu-mi place balotul ăsta din dreapta de sus. Și cred că îl vom rezolva imediat. Bun, gata. Îl oprim aici, desfacem kingile. O să mai punem doar un palet, nu o să mai pun mai mulți, pentru că totuși ne plictisim și eu mă plictisesc să fac același lucru, dar mai mult vă plictisesc, oricum eu trebuie să fac treaba asta, dar mai mult vă plictisesc pe voi să nu facem același lucru. Trebuie să mă duc până în fermă să... Nu, hai să dăm în spate și să dăm puțin mai în dreapta. Gen aici, gata. Vreau să mergem în fermă și să dăm acele paie la la văcuțe, să facem acea păturică pentru vaci. Pentru că în episodul trecut vreau să o fac eu, dar n-am mai avut timp să mai fac și uite că am lăsat-o așa. Hai să vedem acum dacă... No, nu mai merge. Și dacă o fac eu așa, merge? Nu prea merge. Bă, dar nu așa, mă.
Nu așa, mă, nu așa. Cum să fac, mă, așa ceva? Băi, dar și eu sunt nebun. Eu am pus pe partea cealaltă treaba asta. Adică, de ce să le pun așa? Pun unul pe aici, unul pe acolo, unul pe aici, unul pe acolo și gata. Asta este totul. Vreau să fac ceva. Sper să nu îmi cadă. Vreau să împing puțin acești paleți. Adică, paleți. Nu știu ce am cu paleți. Baloți. Gata, mă. Să dăm puțin mai mult? Ia. Ar trebui. S-a dus. Asta este. Bun. S-a dus. Trebuie să fac de la capăt toată treaba asta. Asta este, boșilor. Asta o vom face noi în episodul următor sau o voi face eu. Pentru că, da, uitați-vă și eu am voi. Am făcut un rând și s-a dus la mama naiba tot rândul. Asta ce face? Uite, amândouă combinele deja au luat-o razna. Ok, nu-i problemă. O să le pun eu din nou. Problema este că deja este pe încărcare. Așa că, da, trebuie să mergem să le descărcăm din nou. N-avem ce face, boșilor. N-avem ce face. Așa, tăticu, bun. Hai să-i dau cu hășuleanu și hai să mergem și la asta, pentru că eu cred că ar fi. Pe aici ar mai fi o trecere, cu siguranță. Cu siguranță va mai fi o trecere. Sau chiar dacă mai rămâne puțin, nu este nicio problemă. Înțelegeți voi? Ia să vedem noi dacă ar mai fi o trecere sau ar fi mai mult. Da, deci ar fi o trecere și rămâne puțin de tot. Am tăiat tot. Vai de capul meu. Ce prost sunt. Bă, cum să fac mă așa ceva? Ia uite, deja asta este încărcat la maxim. Ok, hai să îi dau eu cu hășuleanu. Și acum mergem la asta. Și hai să descărcăm combinele. Bă, cum să trec mă eu? Nu pot să-mi dau seama de ce. Deci am observat la raba asta. Eu cu raba asta pot să trec pe aici. Deci uitați-vă. Ia uite, nu se distruge deloc, cred că nu știu de la ce, de la rabă este. Dar în schimb, și am treaba asta cu distrugere, pentru că ați văzut, am trecut cu acea combină și am distrus ceva din recoltă. Ok, hai să-l lăsăm să încarce, cred că o să-l lăsăm aici. Între timp, eu vreau. Bă, eu stai așa că m-am zăpăcit. Eu acea pentru văcuțe, eu am dus boabe de soia sau porumb, nu mai știu ce am dus. Mi se pare că am dus porumb, că am spus că boabele de soia vreau să le vând și așa mai departe. Dar nu am cumpărat absolut nimica pentru a împrăștia nebuneala asta. Ok. Păi dacă, hai să îl pornim și hai să îl ducem la cealaltă combină. Și cred că. Da, mai intră puțin Telus. Mai intră puțin Telus. Și cred că o să mă bag puțin să fac niște baloți. Wow, ușor, tată. Ușor că te-am întors. Hai să-l oprim. Și știi ce? Dacă toți suntem aici, hai să facem și noi niște baloți. Mai unul, mai altul, pentru că UTB-ul ăsta l-am cam neglijat. Totuși este un UTB de nota 500 de mii de. Ce vorbești? Deci de nota 500 de mii. Este un UTB super, super fainoșag. Ok, bun, așa. Hai să ne apucăm să facem, dacă tot ne-am băgat pe baloți, să-i strângem și acum mi-au căzut și așa mai departe. Asta o să încerc eu să fac. Dar avem pe aici câteva rânduri de baloți, adică de paie, pardon, care, da, într-adevăr, o să trebuiască să le iau. O să trebuiască să iau toate rândurile astea. De fapt, nu ar trebui neapărat, că aș putea să vin cu discul și bag discul și mi se duce totul, doar că vreau. Deci treaba asta chiar o vreau să mă bag să adun paiele astea, înțelegeți? Ia uzi, să-l mânca la artăticul să-l mănânce. Vreau să adun toate paiele astea să avem acolo baloții ăștia de paie. Să nu o să ne mai trebuiască o perioadă de timp. În afară de asta, bineînțeles că o să ne băgăm pe altceva, 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 altceva gen. După ce voi termina acest teren, o să pun tractoarele, adică tractoarele,
combinele pe celălalt teren și, bineînțeles, eu până atunci o să mă ocup cu toate paiele astea, cu toți baloții, după care o să vin să dau cu discul, de fapt trebuie să dăm cu lime, după aia cu discul și toate cele, dar vreau să mă bag pe acest teren, într-adevăr este un teren destul de mare, de lung și așa mai departe, dar vreau cumva să mă bag pe iarbă. Vreau să fac iarbă, deja iarbă ăla, combina este 80% dacă nu mă înșel sau 100%. Dar cred că este cred că este 100% combina. Nu știu de ce am eu vaga asta. Problema este că nu am nici modul acela de care mi le apare în stânga sus. Inspectorul nu l-am, dar o să îl descarc și o să-l pun și așa voi vedea și eu utilajele ce fac, dacă ăla este oprit, dacă ăla merge, dacă ăla este blocat, dacă ăla trebuie descărcat, dacă înțelegeți, deci toate nebunelile astea. Opa, stai ușor, mă, ușor. Văd că partea ne-a luat-o, dar nu stau acum după părticica aceea. Băi, deci îmi place la nebunie acest tractor. La nebunie. Ce vrei mai mult de atât? Asta este, asta este bun, a terminat de lucru, da, pentru că am pus o combină doar pe parcela micuță în care mai rămăsese puțin tel. Bun, păi atunci hai să mai facem, cred că o să mai fac rândul ăsta, după care o să mă duc să pun combina în continuare, mergem la combina cealaltă și o descărcăm. Problema este acum că combina care trebuie descărcată, cum deja este cineva în acea combină, el așteaptă ca să o descarc și bineînțeles îmi ia din bani, înțelegeți? Și până la mama naiba în partea aia este cam mult, știi ce? Ne oprim cu toate nebunelile astea, asta este încărcată, asta este 52%, dar ne vom băga pe părticica asta la altă. Stai așa că aici distrugem. Să ne ducem în față, nu, hai să ne ducem pe partea asta, ne întoarcem înapoi și începem din partea cealaltă și o voi pune să își facă treaba. Sau știi ce? Unde avem noi? Stai puțin, hai să desfacem și mergem la asta. Asta nu este aici, vreau să mergem la combina asta verde, descărcăm, problema este că nu se descarcă toată, cu siguranță. Ba da. Și după care, dacă tot mai este puțin pe acest teren, o să pun o să las doar combina albastră pe aici și combina cealaltă, adică cea verde, o să pun pe terenul celălalt. Înțelegeți? Așa ne vom așa vom începe și noi și pe terenul celălalt, că altfel este nasolie treaba. Bun. Bă, nu știu dacă o să intre tot, dar eu cred că da. Adică, da, cu siguranță, avea 94, cred că intră 60 de tone în asta, din câte mi-aduc aminte, da, este de 60 de tone și asta este deja 0. Bun, păi dacă este pe astea, hai să mergem acum, noi avem terenul ăla, 12, știi ce? O să stricăm noi, opa, stai, că nu e pe acolo, acolo este terenul 8, bine că am văzut. Bine că am văzut. Bun. Terenul 12 este ăsta. Și atâticu. Cred că o să-l punem aici. Da, ăsta este terenul 12. M-am băgat și eu așa ca era să zic ca ce. Nici nu m-am uitat dacă vine mașina sau nu vine. E ok. Cred că și la ăsta ar merge să facem paie. Dar nu mai facem paie, boșilor, că deja avem prea multe. Deci, sincer, avem prea multe paie. O să trebuiască să iau un plug și să fac și eu din partea asta. Uitați-vă cât de mare este nebuneala asta. Bun, hai să-i dau cu beulică. Și hașul. Gata, du-te. Bă, da, eu stai așa că parcă am umblat pe aici. Dar nu mai știu unde. Asistență, nu, radio nu mă interesează, informații parcelă, aici. Pentru că vreau să-mi apară jos.
Este fertilizat 90%, buruen 0%, adică fertilizat 100%, buruen 0, deja gata de recoltat. Dar vreau să mă uit la asta, ce este albastru ăsta, pentru că nu știu. Mă rog, splitul. Ok. Este ok. Bun. Păi, hai să mergem la asta, pentru că asta este 96%, mai avem puțin tel și o terminăm. Și acum dacă suntem pe astea, cred că o să o să încărcăm combina, adică o să terminăm de descărcat combina. Nu știu, o să se încarce și raba la maxim cu siguranță. Gata, deja gata. Hai. Și mergem să o descărcăm, boșilor. Bun, noi trebuie să facem dreapta. Ok, hai să facem dreapta. Și hai să vedem pe unde putem intra. Mamă, dar cum sare raba asta. Sare raba asta pe terenul arabil de numai. Bun. Avem două intrări, avem pe aici, dar asta cred că n-o să mai folosesc. Voi vedea eu ce îi pune pe aici, ci avem partea asta. Asta este partea bună. Aoleu, deja este plin cu split. Aoleu, păi este nasoală rău de tot treaba, boșilor, este nasoală rău. O să mai încerc de fapt. Eu o să mai fac ceva offline, poate mai strâng și eu câte una, câte alta. Și o să vedem ce o mai fi prin următorul gameplay. Au, ce fain o shot. Pac, 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 pac. Asta este. Bun. Hai să ne uităm acum la asta de animale. Aici nu avem nimic, nu. Trebuie să mergem aici. La pa, 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 la animale. Ziceam că vreau să-mi iau ceva de asta. Asta este de împrăștiat, mă rog, pentru a putea pune acea pătură, da? Pentru văcuțe. Doar că, totuși, mi se pare ciudat treaba asta. Este cam nasol, este cam mică. Astea sunt astea de rație mixtă. Asta nici nu știu ce este. O furcă, ce-o fi asta? Cred că este furcă, habar n-am, nu știu. Nu știu. Așa, așa, asta odată. O avem și pe asta a lui, care cred că este aceeași, numai că... pe asta e mai mare. Dar asta pentru ce e? Folosește o alutire pentru paie, pentru acoperi. Păi este aceeași și este mai mare. Păi știi ce? Hai să o închiriem. Nu vreau să o cumpăr, ci vreau să o închiriem, dar ne vom băga pe un tractor nou să-l avem în fermă. Hai să vedem ce UTB-uri mai avem, pentru că avem foarte multe UTB-uri noi. Și de ce nu? Hai să vedem, îl avem pe ăsta, îl avem și pe ăsta, ăsta îmi place enorm de mult. Îl avem și pe ăsta care îmi place și ăsta. Hai să vedem ce mai avem. Ce mai avem, pentru că avem foarte multe UTB-uri, boșilor. Deci foarte, foarte, foarte multe. Ia uite ce aici. Numai și numai UTB-uri avem. Ia uite ce aici. Mâncale ar tăticu să le mănânce. Băi, deci avem la UTB-uri să ne punem și în cap. Știți ce? Parcă m-aș băga pe ăsta. Nu știu de ce, dar parcă mă atrage. Adică n-am mai jucat de foarte mult timp cu el și așa. Și da, mă costă 1500. Nu mă uit la bani, dar totuși n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp cu el. Hai să-l oprim. Îl oprim. Asta, vreau să-l opresc, pentru că, mamă, deja uitați-vă cum s-au încărcat toate combinele. Și acum, hai să mergem la ăsta. Ia uite-l mânca la artă ticul să-l mănânce. Hai să-l pornim. Bă, da, urcăm aici, nu sta. Așa te vreau. Hai să luăm acum asta. Problema este că... gata, l-am luat. Problema este că... o să-mi trebuiască o treabă. Bă, da, pe unde stai așa? Pe unde se aruncă? Dacă dăm pe X, mi le pune, dar pe unde le arunc? A, am văzut. Mă gândeam că nu merge. Avem acea treabă în... mă rog, acel depozit pentru paie în fermă.
Dar nu vreau să mă bag pe treaba aia, ci mă voi băga pe niște baloți care îi voi lua de pe câmp direct. După cum văd, mi-arată că intră un balot, dar totuși este atât de mare încât eu cred că intră mai mulți baloți. Așa că voi încerca să bag 2 sau 3 baloți. De ce nu, tăticu? De ce nu? Bun. Auză-l ce huruie. Merge? Merge. Merge, merge, merge. Bun. Ai, tăticuleanu. Bun, mergem să încărcăm. Deja suntem aici. Pac, 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 pac. Bun, hai să mergem acum. Totuși, suntem aici, încercăm să punem... Băi, de stai așa, dacă eu dau pe X... A, cred că o să meargă atunci când avem baloții. Nu știu, vedem. Vedem. Mamă, deci, mi-e o ciudă că mi-au căzut baloții ăștia, jur. Trar, mama lor. Oricum, asta este, trebuie să-i fac din nou. Bun. Știi ce cred că o să-l punem? Fix... Aici. Gen așa. Gata. Îl oprim și mergem. Ia uite-i. Fiar mama lor, cum mă să împing atâta și eu ca nebunul și să cadă. Aia a fost greșeala mea. Bun. Hai să dăm asta mai în jos. Cred că e ok aici. Oarecum trebuie să mă duc să îi fac și eu schimbarea de ulei și toate nebunelile la acest tractor. O să trebuiască să vorbesc cu mecanicii. Să vedem ce îmi spun. 1. Bă, cred că intră mai mulți, bă. De ce îmi spune că doar un balot intră? Opa, stai invers. De ce îmi spune că doar un balot intră? Pentru că unul deja este gata, ar trebui să intre 2. După cum cred eu. Înțelegeți? Opa. Înțelegeți voi treaba asta? Uite așa. Gata, hai să încercăm să-l punem și pe ăsta. Problema este că nu știu cât ar intra în asta de... Dacă sunt 3 tone, nu, bă, stai așa, stai puțin, hai să o gândim. Deci sunt 3 tone, sunt 4 tone aici. 4 tone aici și puțin, deci undeva la 6 tone ar intra în... pentru pătura aceea. Așa că punem 8 tone și mai rămân 2. Zic eu, da? Bun. Hai să mergem acum la fermă să facem. Ia să vedem, mi apare acum. Dacă eu dau X-ul, dar tot nu mi apare. Deci nu mi apare, jur. Pe ce trebuie să dau? Poate că mi se pune acolo când ajung. Nu știu ce să zic, pentru că da, asta văd că are treaba asta, doar că văd că nu mi se pune. Ok. Vedem imediat dacă merge sau nu merge. Și cred că nu știu dacă merge. Sunt așa în dubiu. Sunt în dubiu, boșilor, chiar sunt în dubiu. Mie, vedeți, mi-apare doar un palet de 4 tone, deci nu mi-apar 2. Asta zic eu acum, că nu știu dacă mergea doar unul sau mergea doi. Aoleu, nu știu, vedem. Vedem imediat. Dar stai mă, că eu nu cred că îmi va apărea aici. Eu cred că atunci când ajungem acum al... Firar, copacul tău, am distrus cauciucul. Eu cred acum că... Stai mă, unde erau vacuțele? În partea asta. Îmi uitam în stânga. Ca și cum aș fi venit din partea cealaltă. Ok, hai să vedem acum pe unde trebuie puse. Aici nu cred, eu cred că ar trebui cumva înăuntru. Sau pe aici, pe afară. Asta zic că nu știu, sau acolo trebuie. Cred eu că aici, de aceea este și treaba asta. Uite unde mi-apare. Vedeți voi cum mi se pune? O, gata? Nu mă, trebuie mai în față. Ia să vedem aici milia. Normal aici ar trebui să milia.
Nu. Wow. Păi și unde mi-l ia, mă, și mie ăsta? Ia uite vaca. Băi, deci mă plimb acum printre văcuțe, că pur și simplu nu mi-apare. Vedeți voi treaba asta, să vedem, pac, pac. Deci nu mi-apare, boșilor. Băi, dar n-are cum, mă, că avem pai doar 4 tone. De ce nu mi-apare mai mult? Ăsta are coliziune, da, mă, are coliziune. Să fie din cauza că eu am 2 baloți? Și de-aia să nu meargă? Bă, probabil. Probabil să fie și treaba asta. Eu nu am modul acela, cât RLY parcă era, nu? Sau nu mai știu, sau cât alt Y. Nu mai știu care, ce era... Nu mai știu care. Aveam modul acela cu mâna. Doar că nu mai știu care mai este. Bă, du-te, bă, de aici. Cum, mă, să nu mai știu? Deci pur și simplu nu merge. Cred că este din cauza asta că am 2 baloți. Ok, asta este, boșilor. Noi continuăm în episodul următor. O să dau eu un balot jos cumva. O să trebuiască să mă duc să iau toate nebunelile acelea și asta este. Bun, o să ne oprim aici și continuăm în episodul următor. Așa că nu uitați să dați un mare like, nu uitați de o abonare, nu uitați de clopoțel. Hai să facem și noi treaba asta. Mai e mult? Sau nici nu am cerut? Păi nici nu am cerut. Vine în 2 ore. Aha, mare. Așa, și boșilor, noi continuăm în episodul următor. Așa că eu am fost KillerZone95 și vă doresc o după masă plăcută. Numai bine și pa, pa!